Bună seara și bine v-am regăsit din nou în fața micilor ecrane la emisiunea Cioresela Show. În seara asta o să vorbim despre o temă destul de interesantă. Creația se naște din durere. Dar înainte să vă prezint invitata mea din această seară, care are o viață ce ne poate inspira în multe sensuri, ce ne ajută foarte mult să înțelegem ce înseamnă creația din durere și cum a trecut ea peste acea durere să poată să ajungă la fericire. Vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru toate scrisorile, pentru toate sugestiile pe care mi le faceți. Înțeleg chiar că vă place emisiunea, că vă uitați la emisiune, că vă interesează, dar vreau să vă spun ceva în plus. La mine pe site, în Facebook, este și numărul meu de telefon. Dacă vă este greu să scrieți, poate unora le este teamă sau rușine, puteți să-mi dați și telefon, chiar dacă nu vă răspundem, trimiteți un mesaj, vă sun înapoi. Și puteți să-mi spuneți direct de problemele voastre sau, la fel cum ați făcut până acum, puteți să scrieți în pagina de Facebook Cioresela Rogen sau în Cioresela Show, pagina emisiunii, unde puteți să-mi descrieți problema sau provocările sau chiar să-mi sugerați un invitat interesant care v-ar place să auziți despre viața lui. Și acum să vă prezint invitata mea pe care abia am putut să o aduc aici pentru că este foarte ocupată, dar am reușit și a spus pentru telespectatorii tăi, Cioresela, cu mare drag. Bine ai venit, Roxana Blaguș, și îți mulțumesc. Bine te-am găsit, Cioresela, și eu îți mulțumesc pentru invitație. Bună seara tuturor. Mă bucur că m-ai invitat la tine la emisiune. Și eu îți mulțumesc că ai venit. Roxana, aș vrea să vorbim puțin despre viață ca să putem inspira oameni, că știu că nu au fost întotdeauna. Acum viața ta este în mare parte așa o liniște, o pace, da, să zicem. Dar nu a fost așa, e un fel de roller coaster, așa cum am scris eu astăzi. Un pic a fost și sus și jos și cu durere și cu creație din multe puncte de vedere. Hai să începem. De unde ești tu, Roxana? Unde te-ai născut? În Craiova. Ești olteancă. Sunt olteancă. Ești olteancă. Da. Cum ai ajuns tu până la urmă la București? E o poveste atât de lungă. Avem, să știi, avem da, multe minute la dispoziție. Am fost la Craiova la un concert... 3 Sud-Est, Eni Mălix, Cristiana Răduță era pe atunci turneu antidrog, iar fostul nostru impresar al trupei era, făcea parte din acel show. El era organizatorul cu sonorizarea, scena, luminile. Câți ani aveai în când public? Ai fost acolo la concert? 16 ani. Deci o puștoaică, da, da, care da, abia a scos căpușorul în lume. Da, dar a fost un început. Mi-am dorit mereu să cunosc multă lume și am fost curioasă de... Mi-a plăcut să evoluez în, și ca persoană, și în, la școală, și în profesia mea. Tot timpul și mi-a plăcut să învăț. Te-ai dus la concert? Da, și... m-am dus la concert. De acolo a venit propunerea de a face parte dintr-o trupă de fete. Dar tu nu erai în spectator? Erai cumva... Ba da, spectator eram. Dar am fost observată în public. Păi spune-ne, da, Roxana, te rog. Da, probabil, nu știu, am atras atenția mai... Nu știu, a fost, așa a fost să fie, în știi? Față acolo, da, în stăteam în față și mereu la spectacole mi-am dorit să văd ce se întâmplă în spate, nu neapărat artiștii din față, ci ceea ce se întâmplă în spatele scenei și tot ce ține de întreg spectacol, așa. Și probabil că fiind curioasă să văd ce se întâmplă în spate, am fost remarcată destul de repede. Deci ai trimis o intenție, vreau să văd ce se întâmplă în spatele scenei și universul a zis, vrei? Da! Ia de aici! Exact! Și, bine, atunci nu realizam, dar acum gândindu-mă la viața mea și la unele momente din viața mea, realizez că chiar dacă nu conștientizam atunci că îmi doream să fac asta, să fac parte din spatele scenei, cum ar veni ceea ce fac astăzi, da, am trecut puțin prin fața scenei, să zic așa. Foarte interesant, da, dar da, să o rom pe rând, așa, ca să nu scăpăm etape importante. Și deși cineva te-a remarcat, da, și a trimis pe altcineva să spună că te invită, da, în spatele scenei sau ceva. Da, am
m-a întrebat ce vârstă am și a dorit, pentru că era minoră, să vorbească cu părinții mei. A trebuit să mă pregătesc intens până la vârsta de 18 ani, atunci când ne-am lansat ca și trupă. Deci acest organizator va crea și trupa, să înțeleg? Da, da. Era cumva sub 3 Sud-Est, nu? Sau ceva de genul? Știu că avea niște... Da, da, cei de la 3 Sud-Est ne-au compus piesele, toate piesele, dar separat, nu 3 Sud-Est împreună, ci fiecare ne-au făcut piese separat. Dar spune, cum ai trăit de la 16 la 18 ani, gândit-te, wow, o să fiu vedetă? Nu cred că realizam atunci și nici nu eram așa nebunită să fiu vedetă, să apar pe sticlă. Nu am fost un copil care asta mi-am dorit. Nu. Și da, ce făceai? Repetiții, muzică? Da, făceam ore de canto în fiecare zi, repetiții, dans, coreografie. Asta am avut o perioadă în care numai asta am făcut până ne-am... Dar nu știai încă de colegele tale sau ba, le-ai cunoscut? Le-am cunoscut după aceea, după ce m-au... Deja era găsită una dintre fete, fosta mea colegă de trupă, Andreea, apoi am fost găsită eu, să spun așa, și apoi Loredana, într-un final, ca să facem formula așa. Și s-a întâmplat ca toate să fim eu olteancă, Andreea ardeleancă, iar Loredana moldoveancă. Foarte tare! Deci ați unit țara cumva, mai lipsa o bucățică de obrăcea. Exact. Ne-am înțeles foarte bine din prima clipă, noi ca fete, ca prietene. Am locuit și o perioadă destul de lungă împreună. Și deja 18 ani te-ai mutat în București? Da, nu. Când am terminat liceul la Craiova, m-am mutat la Cluj. Deci ai venit în București prin Cluj? Da, da, exact. Mi-am dorit să fac design vestimentar și am mers acolo la Universitatea de Artă și Design. Și cântai, dansai și ai vrut să fii designer. Nu, pasiunea mea mare, asta a fost de la început, mi-am dorit să fiu designer de mică. Asta, nu știu, probabil se trage și din familie, că bunica mea era croitoreasă și stăteam de mică pe lângă ea să văd ce face și din clasa a patra am învățat să cos la mașină. Wow! Da, bun, deci ai ajuns la Cluj la un curs de design. După aceea am, nu curs, facultatea, Universitatea de Artă și Design. După care, în paralel, ne ocupam și de lansarea trupei, unde s-a întâmplat la Festivalul Calatis de la Mangalia. Acolo a fost prima noastră apariție și a fost așa... În ce an a fost? Vai, e 2004, cred, 2003-2004, cam așa. Pentru că aveam niște ținute de scenă speciale, altfel, da. Adică aveați blugi decupați la spate, ca să spun eu. Am ieșit mai mult în evidență și atunci au început să vină și propunerile. Cine a venit cu ideea? Întotdeauna am fost foarte curioasă și n-am apucat să te întreb niciodată. Cine a fost cu ideea cu această ținută, care mie mi se pare fabuloasă într-un fel? Sinceră să fiu, eu am venit cu ideea, dar nu m-am gândit că o să ia așa amploare. Eu am făcut acei blugi decupați, de fapt nici n-am făcut mare lucru la acei blugi decupați, pur și simplu i-am decupat atâta tot. N-am cusut nimic la ei. A intrat foarte puțin cam mult în blug. Mi s-a părut interesant pentru că era vară și acum cum se taie blugii și se scurtează foarte, foarte scurt, eu i-am decupat mai sus un pic. Deci tu ai venit cu ideea și iar managerul nostru, când a văzut prima pereche de blugi, a zis, gata, asta e ținuta voastră de scenă. La început nu, am crezut că glumește, pentru că n-am făcut-o atât de serios când am tăiat blugii respectivi, nu m-am gândit la asta și... Așa am apărut. Și s-a numit? Cine a dat numele formației? Tot managerul nostru, Trident. Trident, adică, da. Că toți erați trei, tot erați trei exact. Fete. Ne-am erați toate blonde, Calatis, toate la fel de înalte. Scena era pe mare, erau de acolo, ne-am născut din mare. Era o atmosferă specială. Da, și ați luat primul premiu întâi sau ce s-a întâmplat? Nu, acolo era un festival, Festivalul Calatis, acolo a fost prima noastră apariție pe scenă și acolo ne-am lansat ca și trupă. De acolo au venit ofertele pentru spectacole, emisiuni și așa mai departe. Cum te-ai simțit în viața aia?
poate așa de val, cu emisiuni, cu concerte, cu alergătură, cu... Eu sunt o persoană destul de energică și agitată așa din fire și nu prea am stare de dimineața până seara. Mie mi-a prins bine și... Dar nu eram... N-am fost niciodată așa vorbăreață. Fiind trei, le lăsam mai mult pe cele două colegi să vorbească. Cine era cea mai vorbăreață dintre voi, Loredana? Nu, nu pot să spun care dintre... Oricum ne completam una pe cealaltă. Era o formulă foarte bună, să zic așa, pentru că fiind prietene și în viața de zi cu zi, ne completam mereu una pe cealaltă. Ne împărțeam și treburile, să zic așa, interioare. Eu eram cu vestimentația, Andreea se ocupa de programări și tot felul de... Ea răspundea la telefoane la început. Administrativă, să zic așa. Loredana încerca cu coreografia. Aveam fiecare locul nostru acolo în trupă și ne completam una pe cealaltă. Am avut foarte multe concerte, am mers peste tot în țară. A fost o perioadă destul de frumoasă, pe care mi-o amintesc cu drag. Și multe, nu știu, momente haioase și tot felul de... Am văzut că râdeați, am văzut pozele, erați tot timpul gura până la urechi. Da, noi tot timpul așa eram și chiar ne plăcea ceea ce făceam. În tot timpul ăsta a stat împreună? Da, noi locuiam împreună, mereu. Mereu am locuit împreună și... Cred că asta ne și ține așa unite mereu, pentru că ne cunoșteam foarte bine. Eram o familie, eram ca trei surori. Și în ziua de astăzi ținem legătura la fel, doar că ne vedem mai rar pentru că... Cu cine ții legătura așa? Cu amândouă și cu Andreea și cu Loredana? Da, și cu amândouă. Doar că mă văd mai rar cu Loredana pentru că nu locuiește în țară și atunci ne vedem doar atunci. Știu că Loredana s-a mutat în Anglia, la Londra. Da, locuiește la Londra. Are, toate trei avem fetițe. Toate trei aveți fetițe. Da, da. Știu că Andreea acum mă așteaptă un copilaj, nu? Da. Da, e... E o mămică fericită. Deci sunteți încă în contact. Ce s-a întâmplat la un moment dat? La un moment dat eu am rămas gravidă. Și am renunțat la trupă, să spun așa, în luna a șasea. S-a impus cineva sau nu mai vroiai să cânți, nu mai vroiai această carieră? Sinceră să fiu, oricum nu mai puteam să fac asta, chiar dacă, nu știu... nu mi se impunea, să zic așa, pentru că mi-am dorit să fiu o mămică dedicată total. Am fost, chiar dacă aveam 22 de ani, eram foarte conștientă de ce mă așteaptă și era, să zic așa, pentru vârsta mea eram destul de matură și asta mi-am dorit. Mi-am dorit foarte mult un copil. La momentul respectiv era persoana potrivită mie. Și am crezut că va fi pentru totdeauna, nu doar pentru o perioadă, să zic așa. Oana, fetița mea, a fost cel mai frumos lucru. Ce lună e născută Oana? În septembrie. În septembrie, balanță. Da, da. Nu este balanță, este fecioară. Fecioară. Este la început de septembrie, da. Dar cred că, din câte am înțeles eu așa, fecioarele sunt foarte ambițioase și oameni buni. Deci ai renunțat în momentul, deci da. Cumva tu ai dizolvat trupa. Da, eu mi-am dorit ca ele să continue, doar că noi am stabilit de la început că dacă nu se mai poate în această formulă, nu va mai exista. Tridet. Da, da. Și atunci au renunțat și ele. A fost o perioadă destul de grea să renunț, să trec de la o viață la alta, pentru că eram obișnuită să am programul meu, să nu depind de nimeni, după care am început să depind, pentru că cred că asta e și greșeala pe care o facem noi, femeile. Te rog să o subliniez, este foarte important pentru telespectatoarele care ne ascultă, că multe persoane stau în acest gen de relație, că putem să o numim acum și o să vedeți de ce, relații toxice, în care cer voie să pleci, cer voie să te îmbraci, cer voie să cumperi ceva, cer Dar, voie să faci anumite lucruri. Dar nu numai asta, sunt bărbați care sunt, să zic așa, încearcă să dețină controlul. Păi da, la asta mă refer, că asta înseamnă material, toxic. Iar atunci eu
mie mi-a fost foarte greu, pentru că eram o femeie, o fată, la vârsta respectivă, care eram obișnuită să-mi câștig singură existența și să trec de la o, de la am câștigat singură existența la partea cealaltă în care, da, ok, la început mi se oferea totul pe tavă, mi-a luat ochii, era frumos. Adică de asta... o colivie de aur, zici? Exact, eram chiar într-o colivie de aur și aveam poate tot ce-mi doream. Dar la început credeam că sunt fericită și mi-este foarte bine. Din păcate, eu n-am realizat că eram, cred eu că eram foarte tânără, că lumea, oamenii în general se schimbă și nu e așa totul la fel de frumos, nu va fi la fel de frumos mereu. În fine, a fost o perioadă de câțiva ani în care a fost tot ok. Dar știu puțin așa de la tine, a fost ok, dar un ok pe care tu nu-l înțelegeai bine, da, pentru că erai destul de controlată. Da, exact. Unde te duci? Ce faci? Nu, nu ce exista, nu, faci? Nu exista să mă duc, să zic așa, undeva. Asta vreau undeva. Să-mi spui un pic despre lucrurile astea, ca să le înțelegem. Eu nu, atunci nu le realizam, pentru că mi se spunea acasă că e ceva normal ca bărbatul să știe unde și să cer voie, unde plec și mai ales cu cine vorbesc. Sau... Făcând o paranteză, în acest moment, ți se mai pare normal aceste lucruri? Nu, normal că nu mi se pare normal. De aceea, la un moment dat, după o perioadă destul de lungă, eu ajunsesem să mă închid foarte tare în mine. Realizam că ceva nu este bine, dar pentru că n-aveam cu cine să comunic, mă închideam acolo în locușorul meu. Vreau să-mi și spui supera... și de ce nu mai aveai cu cine să comunici. Ce s-a întâmplat? Nu aveam, pentru că mi-am îndepărtat toți prietenii de lângă mine, toate cunoștințele care, nu știu, cu care îmi petreceam timp înainte, eu nu mai aveam voie să-mi petrec timp, pentru că X era nu știu cum, Y altfel și n-am voie să am anturaj prost și așa mai departe. Iar eu atunci, să zic, eram acaparat așa și vrăjită. Ai numit spălare de creier cumva? Cam așa ceva. Pentru că, sincer să fiu, acum, cu mintea de acum, nu... Adică mi-e foarte greu și mie să mă înțeleg cum am putut să accept aceste lucruri. Eu cred că prin prisma faptului că tu ai devenit mămică, o tânără mămică, o tânără mămică, și erai foarte preocupată de creșterea copilului. Nu mă interesa aminte... nimic decât ea. Adică timpul meu cu ea era cel mai important. Restul nu mai conta. Atâta timp cât eram acolo cu ea, eu eram fericită, să zic așa. Țin minte că încă nu eram prietene, așa, eram doar amice și eu mergeam în parc după copiii mei care erau cu bona pe acolo, mergeam să iau și Roxana, și dacă avea bonă și dacă ploua și dacă nigea, era acolo cu copilul, da, de fiecare dată, nu exista bonă nebună, da, țin minte, erai cu copilul tău 24 din 24 de ore. Da, mi-am dorit, după cum ți-am spus, mi-am dorit acest copil și mi-am dorit să mă ocup de el, nu să... Și am avut răbdare, pentru că observ că mămicile din ziua de astăzi nu prea au răbdare și se plâng foarte mult după ce devin mămici că este greu, că sunt obosite. Nu m-am plâns niciodată nici că sunt obosită și nici că mi-este greu, pentru că asta era pentru mine fericirea. Eu mi-am dorit să... Probabil de asta nici nu ai văzut că te-ai izolat. Da, nu, cumva. În momentele acelea nu observam, doar că atunci când intervin, poate că nu mă deranja foarte tare că a încercat să mă distanțeze și a reușit să mă distanțeze de prietenii mei și de familie și de toți oamenii care puteau să-mi deschidă ochii, să zic așa. Pe mine ce a ajuns să mă doară cel mai tare era faptul că eram foarte jignită în casă și îmi pierdusem încrederea în mine, nu mai aveam încredere în mine și poate greu și poate cuvinte, nu știu, par așa mari și par că exagerez, dar nu exagerez cu nimic, mi-era rușine să mă uit la mine în oglindă, în stadiul acela am ajuns, în care ajunsesem să-mi fie rușine să mă uit la mine, să ridic privirea la mine în oglindă. Acum mă emoționez când vorbesc de perioada aceea, pentru că a fost o perioadă destul de lungă. Mi-a fost destul de greu, pentru că nu vorbeam cu nimeni și nu spuneam nimănui prin ce trec. Singura mea alinare era fetița mea, cu care îmi petreceam timp de dimineața până seara.
făceam tot felul de jocuri cu ea și ziceam că atâta timp cât suntem nedespărțite e cel mai important lucru, dar eu sunt eu. Adică nu pot să trăiesc prin... Te-aș fi agresat fizic, Roxana? Da, m-aș fi agresat fizic, dar cred că nu mi-e rușine să vorbesc. Mi-era înainte, știi că am observat că sunt oameni cărora le teamă să mă întrebe anumite lucruri, pentru că pare, este dureros. Am trecut de etapa aceea în care... Tocmai de asta te-am invitat acum, ca toate persoanele care se regăsesc în această situație, să le tragem un semnal de alarmă la ce se poate întâmpla după, pentru că o să vadem povestea ta că există și o parte tragică, pot să o numesc, și foarte dureroasă, pentru că nu degeaba am numit creație venită prin durere. Prima creație, cea mai importantă, să zicem, poate a doua creație, a fost prima cu tridentul cu pantalonii, dar cea mai importantă creație din viața ta este Oana, da, clar, copilașul tău. Clar. Câți ani are acum? 7 ani și jumătate. Ce s-a întâmplat și care a fost declicul în care clar nu mai aveai stimă de sine, nu te mai puteai uita în oglindă, erai jignită în fiecare zi, deci tu cumva nu mai existai pentru tine și nu mai avea nicio importanță? Nu, importantă era ea și să fie ea ok, să și nu simtă tensiunile din casă. Și ce acolo ceva s-a întâmplat și în sfârșit s-a rupt buba, să zicem așa, să spate? Da, a fost un scandal în familie care a explodat în toată țara. Apoi eu, bineînțeles că eram... Și în casa acolo trăiam prin momente grele, pentru că eu îmi doream despărțirea, dar nu știam cum să o fac ca să nu fiu despărțită de copilul meu, pentru că mi-era frică. Știu de că acolo a fost ceva tragic, nu ți-a mai dat să mănânci, te-a închis, nu știu ce s-a întâmplat. A fost o perioadă din seara în care ne-am certat foarte tare, în care cumva încerca să plec din casă, dar fără fetiță. Și ce făcea în sensul ăsta? Păi a început prin a pune camere în toată casa, microfoane peste tot în casă, inclusiv în băi. Mi-a luat telefoanele, nu aveam niciun fel de contact cu nimeni. Asta o perioadă de 10 zile și multe lucruri care... Mi se pare acum, adică mi-e greu să vorbesc de aceste lucruri pentru că am fost foarte umilită. Vreau să vorbești doar de ce te simți tu comod să vorbești. Și bine, probabil că sunt alte femei care au trecut prin, nu știu, lucruri mai tragice decât e prin ce am trimit. E destul de tragic, da. Tragic și acest lucru. El încercând să mă facă să plec din casă, nu mă lăsa să mănânc, încerca să mă forțeze cumva să plec, dar fără copil. Adică eu puteam să plec, dar fetița nu, să rămână acolo. Până la urmă am plecat, iar când am plecat a fost cu un mare scenariu așa. Atunci nu realizam, pentru că eram... într-o suferință pentru mine maximă în zilele respective, plus că eram foarte slăbită, nu știam, ne luând legătura cu nimeni, nu știam ce urmează, nu știam, nu aveam experiențe cu avocați, cu procese, nu știam, adică nu știam ce o să fac, nu știam ce urmează, mă gândeam doar că trebuie să stau cumva în preajma fetiței mele, orice ar fi, nu trebuie să mă despart de ea, pentru că era și micuță atunci, avea 3 ani și jumătate, era dependentă de mine, nu se dezlipea, pentru că am fost cu ea, n-am lipsit niciodată, nicio zi de lângă ea, dormea cu mine noaptea, până la urmă a trebuit să plec, ea a rămas în casă. S-a deschis un proces, am câștigat-o în prima fază, în instanță, am câștigat domiciliul la mine. Pe parcurs, stând la mine, bineînțeles, a fost o perioadă destul de dificilă, pentru că mă luptam, eu nu aveam un job în momentul în care ne-am despărțit. Iar o greșeală mare pe care o facem noi femeile când ajungem să... Ne căsătorim, da, ne lăsăm, da, job-ul. Dacă, mi-am dorit întotdeauna și îi spuneam acasă că îmi doresc să fac ceva pentru că trebuie să mă simt utilă, dar mi se spunea că am cel mai greu job din lume, acela de a fi mămică. Și... Adică și acasă te învățau, da, că trebuie să stai, da, acasă, să nu muncești. Nu, mă refer în casă cu fostul meu, cu tatăl copilului meu, nu... Și atunci
N-am putut să fac să-mi câștig singură existența. Ok, o să te rog să te oprești aici, pentru că avem o pauză publicitară și îți ții ideea și îți revii puțin, pentru că și emoțional Roxana așa a umplut ochii de lacrimi și o înțeleg. Și pentru noi, pauza publicitară, binevenită, și reluăm de unde am rămas cu Roxana Blagu, cu aceste momente dificile din viața ei. Publicitate! Pentru cei care abia au intrat și au dat drumul la televizor și sunt pe acum în fața micilor ecrane, invitata mea, Roxana Blagu, ne povestește despre viața ei și a ajuns într-un moment dificil, iar tema emisiunii este creația vine prin durere. Roxana, deci am ajuns în momentul în care ai plecat, n-ai reușit să pleci cu fetița, dar ai câștigat-o neavând servici. Da. Ce s-a întâmplat din Până această cauză? Până la urmă cauză? Am reușit să, bineînțeles, să m-am angajat. Mi-a fost foarte greu să trec de la etapa aia în care eu stăteam nedezlipită de ea de dimineața până seara la un program în care a trebuit să o înscriu la o grădiniță. Ea nu era obișnuită pentru că era destul de micuță și n-am obișnuit-o așa în colectivitate. Și mi-era greu cu toate, nu știam cum să le gestionez pe toate, dar până la urmă mi-a fost greu și să conving tatăl să meargă fetița noastră la o grădiniță, pentru că în momentul acela nu era de acord. Până la urmă am înscris-o la grădință, a fost greu să se adapteze așa, pentru că nu era mami acolo. Da, da, și am stat o lună în fața ușii să... Plângând pe acolo. Nu, eu nu, dar nu vreau să treacă prin niciun șoc. Am fost foarte atentă în educația ei să nu aibă șocuri. Din păcate, n-a ținut totul de mine și... Cred că asta a fost cea mai mare durere a mea, că n-am putut să-i ofer cei 7 ani de acasă așa cum i-am dorit eu. În fine, probabil o să crească și o să... Ce s-a întâmplat mai apoi prin procese, alte procese și alte procese? A fost o perioadă de câțiva ani în care eu doar când pronunț cuvântul proces, pentru mine este o traumă. Da, pentru că, nu știu, cei care nu au trecut prin asta și nu le doresc, nimănui nu doresc să treacă prin așa ceva, este foarte dificil, pentru că trebuia să demonstrez acolo niște lucruri, mi se părea într-un fel... Nu stătea mie în caracter, pentru că eu cu omul ăsta, așa cum a fost el, eu am trăit cu el, mi se părea incredibil că am ajuns în situația respectivă, plus că eu eram conștientă că copilul meu are și mamă și tată, adică mi se părea că ne luptăm, era un război pentru copilul nostru, care e oricum al nostru, orice am face, tot al nostru e. Era ca așa, parcă trebuia să-l împărțim pe jumătate, o jumătate tu, o jumătate eu, și m-a durut foarte tare pentru copilul meu, că a trebuit să treacă prin aceste traume. Și până ce s-a întâmplat? Până la urmă? Un an și jumătate a stat cu mine, în recurs, a fost chemată și ea pentru a doua oară să o audieze la 5 ani fără o lună. Da, care știu că de la 10 ani se audiază. Da, da, păi prima dată a fost la 3 ani jumate. A fost mai simplu, mai ușor, pentru că nu și-a dorit să rămână acolo singură fără mine și am rămas amândoi până la urmă și nu a fost ceva traumatizant pentru ea, dar a doua oară, atunci când a fost groaznic. Țin minte că a trebuit să-i spun de acasă, să-i explic ce se întâmplă și să-i spun că trebuie să meargă acolo și să explice unor străini de fapt ce vrea ea și cum e cu mine, cum e cu tatăl ei, fiind niște străini, doi psihologi plus judecătorul respectiv. Dar am înțeles că nu te-au lăsat să intri înăuntru? Nu, sau... a trebuit să o las pe ea, pentru că nu vrea să fie influențată nici de mine, nici de el, doar că
fiind foarte atașată de mine, un copil la 5 ani fără o lună, vă dați seama că era foarte greu să lași cu niște străini, să era traumatizant pentru ea și îmi spuneau că să o las și să iesă, dar lasă doamnă și ieșiți afară. Mi se părea incredibil. M-am și supărat atunci și probabil am și ridicat vocea pentru că în momentele respective trebuia eu să mă controlez și pe mine, să am grijă cum vorbesc, cu toate că era normal să fiu supărată, era normal să fiu nervoasă pentru că mi-apăram copilul, nu era... Dar a fost o perioadă în care mi s-a părut că am fost tratată așa, parcă eram o nebună, așa mă trata toată lumea cu care aveam contact, pentru că era un scandal mediatic și foarte mare, era greu și mie. Presa era pe urmele tale, da, tot peste timpul tot. Te pozau. Pe lângă presă era el care nu mă lăsa deloc în pace, aveam oameni puși de el care mă urmăreau peste tot, și în mall, și în parc, în trafic, peste tot eram urmărită. El strângea probabil dovezi pentru, nu știu, proces, că, adică și mail-urile și mesajele și convorbirile noastre erau făcute special pentru probe de proces. Ce s-a întâmplat până la capăt? Concluzia. Fetița mea a rămas până la urmă acolo timp de 15 minute, iar când a ieșit, bine, ultimele cuvinte înainte să plec de lângă ea au fost: mami, te rog să... Erau floare la intrare, lângă ușă. Mami, te rog frumos să nu pleci de lângă floare. Și am spus: mami, nu va pleca, mami te așteaptă, îți promite. Când a ieșit, doamna judecător a spus că acum poți să mergi la tati. Acela a fost șocul. De ce? Știi că de ce ți-e frică, nu scapi? Nici eu n-am scăpat, de ce mi-a fost frică? El n-a mai era atât de fericit și de mândru că a obținut ceea ce și-a dorit, încât n-a mai lăsat-o nici măcar să o mai pup de la revedere și a plecat cu ea. Eu eram conștientă că nu o să o mai văd, adică că va fi greu să o mai văd. Probabil judecătorul respectiv s-a gândit că nu va fi așa, sau nu știu. Din păcate, din momentul respectiv, eu n-am mai reușit să mai învăț fetița. Nici până în ziua de astăzi, eu nu am niciun fel de contact cu ea. Știu că a învățat-o tot felul de lucruri, ca și da. Când orică nu ești mama, orică ești ceva ciudat, care vrei să o furi. Da, sau... asta îi spunea mereu, că și îi spune probabil, că mereu m-am întrebat... A mers după ce... Era și perioada aceea de vacanță de vară și nu mai mergea la grădiniță. Mi-a fost foarte greu pentru că a plecat cu ea din oraș și din București și nu o mai găseam, nu răspundea la telefon. La un moment dat mi-a răspuns la telefon, mi-a dat-o pe ea, iar ea îmi spunea că nu vrea să vorbească cu mine, ceea ce era o schimbare radicală. Și până la urmă a început școala, grădinița, a mers la grădiniță, la grădiniță am fost împiedicată să nu mai ajung acolo și un mare tam-tam. Cât de mare este durerea ta ca mamă? Poate fi măsurabilă? Nu, dar în schimb, chiar dacă este o durere mare, am reușit să-mi iau din... Am învățat că din fiecare lucru rău trebuie să iei partea bună. Și mereu mă gândesc și îi mulțumesc lui Dumnezeu, copilul meu este sănătos și e mai important decât orice faptul că ea este sănătoasă, că sper să crească frumos. Cum ți se pare ideea judecătorilor sau tribunalului din România de a da un copil atât de mic și fetiță unui tată în loc de mamă? Este... Din păcate, în ultimul timp, la noi în România se întâmplă asta, se practică, pentru că o să spun un lucru, poate, nu știu, mulți se feresc să-l spună, dar la noi în România puterea financiară primează și atunci dacă tatăl are mai mulți bani decât mama, atunci copilul va sta acolo unde sunt mai mulți bani.
ceea ce este un lucru foarte grav. Copilul nu crește cu bani, copilul în primul rând crește cu dragoste, iubire, cu atenție, cu afecțiune, nu? Dar poți să ne spui două vorbe de ce n-ai mai reușit să vezi copilul? Că știu că ai stat prin stații, prin grădinițe, după mașini, da, te-a aruncat în fața mașinilor când apărea. Adică știu că ai făcut o grămadă de eforturi ca să poți să... Da, și în continuare fac eforturi pentru că acum am încetat să mai fac asta, dar mă lupt cu mine să nu mai fac, pentru că mi-e dor de ea, e normal, dar am încetat să mai fac asta pentru că era mereu pusă la mijloc. Era mereu cea care suferea cel mai mult. Și am zis că dacă ține de mine... Dar nu vrea să-ți o lase nici măcar o oră, să o vezi? Nu, nu. Nici o zi, un minut? Nici măcar 10 minute. Ultima... mi-a fost cerut acordul să plece din țară cu ea pe perioada vacanței. I-am spus că n-am nimic împotrivă, îi voi da acordul, pentru că, precizez, custodia este comună, pentru că mulți spun că s-a dat custodia tatălui. Nu, custodia este comună. Și cum e comună că tu n-o vezi niciodată? Păi, ți-am spus, așa se întâmplă la noi. Deci nu te lasă să o vezi. Nu mă lasă. La început nu-mi răspundea la telefon până a învățat-o pe ea ce să-mi spună, pentru că, sau poate i-a fost teamă că dacă voi sta 5 minute sau 10 minute cu ea, ea nu va mai vrea să stea lângă el, pentru că era foarte atașată de mine și probabil din teama asta de a nu o pierde, a început să-i spună tot felul de... Să programeze, să exact, zic așa. Exact. Și... mă duceam în fiecare weekend în fața blocului, o aducea 3 minute, gen mi-o arăta, asta e, gata, nu vrea să te vadă, la revedere. Eu încercam în momentele alea, 3 minute cât erau acolo, să fiu atentă 100% la ea și să mă simtă așa cum... nu m-am mai văzut de mult și deja eram... două străine, pentru că a trecut foarte mult timp și acum au trecut 2 ani jumate de când noi două n-am mai stat una cu cealaltă, n-am mai strâns-o în brațe, n-am mai pupat-o pe frunte, nu i-am mai simțit mirosul și e destul de dureros și... dar... Mă fac să plâng și eu acum, că am și eu două fetițe și mă gândesc nu, cum este... ar fi. Revenind la întrebarea ta, cum mi se pare că se practică asta în România, este groaznic. Pentru o mamă, nu știu, poate sunt și mame care nu și-au, nu știu, n-au timp, n-au... Da, nu ne interesează exact, cele dar, mame. Dar mamele care își vor copilul. Nu, este cumplit. Este cumplit, este foarte dureros și... dar și din durerea asta, că tot revenim la titlul emisiunii. Spun, dar din durerea a ieșit o altă creație până la urmă. Da, am avut două căi, acelea de a, nu știu, efectiv, de a intra într-o depresie gravă și de a... Erai la un început, da, să zic, da, așa, tu știi prea bine că... plângeai tot timpul și nu mai aveai chef de viață. Nu mai vedeam rostul vieții mele fără ea lângă mine. Sau a doua variantă era ca eu să mă pun pe picioare, să fiu bine eu cu mine, pentru că copilul meu crește, copilul meu tot al meu este și într-o zi va avea nevoie de mine și într-o zi va veni la mine orice ar fi și va trebui să fiu puternică pentru ea, ca atunci când va veni să mă vadă cu adevărat așa cum sunt eu și să fie mândră de mama ei. Care este a doua creație care a ieșit din toată această durere, această zbatere în care ți-am zis, Roxana, canalizează-ți toată această iubire în altă parte, nu în altă parte, dar canalizează toată această furie în ceva frumos, în ceva care poți crea, în unde să se ducă atenția ta, pentru că nu poate să se ducă la copilul tău în acest moment, trebuie să faci o altă creație. Păi, am revenit, ce-ai creat? Am revenit la marea mea și prima mea pasiune și anume designul vestimentar. Mi-am împlinit un vis de mică, că iar revenim la copilărie și la și la bunica și știu că și mama face, că mi-ai arătat niște plovere foarte frumoase. Da, păi toată familia, suntem o familie așa de... Da, așa. Da, exact. Mama mea și mătușile mele lucrează niște cardigane manual,
puloverele acelea, mulți nu știu ce înseamnă cardigane, și atunci puloverele acelea deschise. Simetric, deschis, da. Da, deschise pe față. Ele le lucrează manual, eu le desenez, le dau modelele. Ele sunt la Craiova, eu aici, dar comunicăm foarte bine. Și deci acum ai un atelier de vestimentație, de design. Am doi colegi, să spun așa, cu care lucrez, de care sunt foarte mândră. Cu greu i-am găsit, pentru că în orice domeniu, până îți formezi echipa potrivită, durează ceva. Și am trecut și aici prin multe obstacole, dar mereu am zis că pentru mine există cineva potrivit în toate și atunci am așteptat acel om să vină și în profesional și în viața de personală. Zi cu zi personală. Și atunci... Cum ai făcut de click-ul? Cum ai reușit? Pentru că știu că erai foarte, foarte supărată și chiar și început să ia acest business, dar era da, să tot se ducă eram, în cap exact. Să se ducă și business-ul. Am început să mă gândesc foarte mult la mine. Da, să... pentru că asta inspiră și ceilalți oameni care sunt în diferite momente. Realizam dificile. Că dacă eu stau prost cu mine, să zic așa, și oamenii din jurul meu se îndepărtează și la un moment dat nu vor mai avea răbdare să mă vadă tot suferind și nici eu nu sunt genul de om care să cerșesc milă, să fiu în atenție așa. Doresc să fiu altfel în atenție, nu în felul acesta. Subreflectoare, și, să zicem. Da. Și am început să mă cunosc mai mult pe mine și să mă analizez cum gândesc, cum să fac. Asta a fost primul meu, cum să fac să-mi plece gândul de acolo la... Și să accept situația, da. Că era despre acceptare. E foarte greu să accepti că n-ai ce să mai faci. Am făcut tot ce mi-a stat în putință, m-am dat peste cap. Orice am putut să fac, am făcut. Și am realizat că nu... Bine, am văzut și că oamenii din jurul meu suferă foarte mult, părinții mei. Nefiind aproape de mine, fiind la Craiova, eu aici, i-am simțit că suferă și am zis, Doamne, nu, părinții mei trebuie să le arăt că sunt bine și să mă vadă puternic așa cum au învățat ei de acasă, pentru că tatăl meu de mică îmi spunea, chiar dacă aveam, nu știu, probleme la școală sau undeva, îmi spunea, nu pot să vin cu tine, când o să fii mare, o să mă mai chem și atunci, descurcă-te singură. Bineînțeles că m-a ajutat el din spate, da, dar mă lăsa, exact. Și, nu știu, cred că chestia asta m-a ajutat foarte mult deci în viață. Ai început munca cu tine. Da, deci foarte doar mult. Așa putem trece mai departe. Chiar aș vrea să subliniez ceea ce a spus Roxana acum, pentru că este un lucru extrem de important. Știu, putem apela la ceilalți, bineînțeles, dacă apelăm la cineva specialist, la cineva ca să ne ajute, dar în mod, adică primul pas și cel mai important este să realizăm că putem să schimbăm ceva în viața noastră și putem fi altfel și puternici să trecem peste acele momente doar începând lucrul cu noi înșine, începând să avem din nou încredere în noi, stimă de sine, să nu mai fim așa de superați. Cu toate că ați văzut și aici sunt lucruri grave, dar acceptarea aia de sine, acceptarea ceea ce este, cum spune Eckhart Tolle, noi respingem de foarte multe ori ceea ce este și am vrea să fie altfel. Dar dacă se putea să fie altfel, ar fi fost altfel și n-ar fi ceea ce este. Cu cât acceptăm mai repede ceea ce este, putem să mergem mai departe și să trecem peste acel hop, acea prăpastie, acel moment dureros. Accept. Eu nu spun să sărim într-un picior, că nici Roxana nu cred că a făcut-o. Nu mai am copilul lângă mine. Dar acceptarea ceea ce este ca situație ne ajută foarte mult să trecem mai departe. Și s-a născut această creație, adică de unde ai spus tu atunci că te-ai dus și ai devenit în fața scenei, tot în spatele scenei. Da, păi asta spuneam că tot acolo am ajuns. Tu știi prea bine că în toată perioada asta m-ai încurajat foarte mult și ai încercat să... Nu credeai tu în mine prea mult în ce spuneam. Nu, pentru că mereu am... Și acum realizez că cum ai spus și tu, oricât ar încerca oamenii din exterior să te ajute, tu trebuie să vrei și acel ajutor, trebuie să ți-l dorești. Ai cheia. Exact. Și trebuie să realizezi că ai nevoie de ajutor ca să lași oamenii să te ajute. E, tu știi prea bine că eu, necrezând în lucrurile astea, mi-a fost foarte greu să... Și după ce vorbeam cu tine la telefon, după ce închideam telefonul, poate că mi-era...
mai stăteam, mai plângeam, mai înșeam, îmi ștergeam lacrimile și îmi aminteam fiecare cuvânt al tău și îmi spuneam, da, are dreptate, pentru că realizam că în trecutul meu s-au întâmplat lucrurile de care tu îmi spuneai. Îmi cer scuze. Și acum am ajuns, de exemplu, dacă... Te rog. La început ți se părea, sinceră să fiu, când îi vorbeam, să uita la mine un fel de bine geroase la cu șantibantiu tău, așa? Asta e situație reală, da? Lasă-mă cu șantibantii. Da, da, cam așa era prima dată percepția, exact. Până când ai vrut tu, da, să lucrezi cu tine. Da, să știi că știi că la mine trebuie să fie totul logic. Da, mereu da, îți spun asta și mental. Și exact. A fost o chestie între noi două care, nu știu, cred că pe mine asta m-a ajutat foarte mult. Atunci când eram, că aveam momente și acum am momente în care sunt bine și momente în care e normal să mi-aduc aminte, absolut, să trec prin... E, tu, în momentele acelea grele, niciodată nu m-ai sunat în momentele mele de fericire. Tot timpul m-ai sunat în momentele mele în care chiar aveam nevoie să vorbesc cu cineva și tu, nu știu, te-ai conectat așa, da, cu mine, așa încât e. Ne-am înțeles și am realizat că totuși ai dreptate despre ce îmi vorbeai tu acolo. În ziua de astăzi fac ceea ce îmi place. Sunt lângă omul de care îmi place și lângă omul care... cu care mă simt bine și nu-mi pune obstacole în nimic, din contră, mă încurajează să fac ceea ce îmi place. Te simți liberă în această, da, nouă relație? Da, mă simt... Faci tot ce vrei, tot ce vreau, place? Nu sunt... Nu am limitări. Nu-mi pune limite, nu există. Nu, el crede cu totul în mine și eu cred în el și cred că asta este și cheia unei relații fericite, să zic așa, să avem încredere unul în celălalt. Pantalonii aceștia sunt creațiile tale, din curiozitate. Da, și pantalonii și bluza și... Dar tot. E normal să port ce fac, pentru că... Când ne inviți la o prezentare de modă? Acum e primăvară, în curând, ceva se întâmplă? Da, avem un proiect nou, suntem mai mulți designeri, suntem 10 designeri. Un festival de modă, să zic așa, și am o colecție pe care urmează să o lansez. E o colecție... Cum se numește colecția? Încă nu i-am pus un nume, dar este inspirată din stilul japonez. Nu știu, așa... De obicei mi se întâmplă să visez noaptea și să pun în practică ziua, pentru că și noaptea... Apropo de ce vorbeam mai înainte, am învățat să-mi schimb gândurile și anume să mă duc de la un gând rău la un gând bun. Super, era greu. E un exercițiu ăsta, da, foarte este, bine. Și este foarte greu, adică pare ușor, dar nu este deloc ușor. Când ești într-un moment greu al tău cu tine, să treci de la momentul ăla, să te gândești totuși la altceva, e foarte greu. Dar am ajuns în stadiu în care mi-am găsit, pot să dau exemple, ca sigur, să, te rog, ca oamenii de acasă care trec prin perioade grele și tot timpul știi că se spune că timpul vindecă tot, știi? Da, și da. Eu nu credeam în vorba asta, dar așa este, pentru că cu cât trece timpul, ne îndepărtăm un pic de problema în care suntem și începem să vedem, să realizăm mai multe lucruri. De ce s-a întâmplat, unde am greșit noi sau unde au greșit ceilalți sau să acceptăm felul în care suntem și așa. Eu am învățat să-mi schimb stilul tot, pentru că am avut această pasiune cu hainele. Când eram supărată și eram într-o stare proastă a mea, am o aplicație pe telefon pe care majoritatea o știu așa, de modă, în care acolo îmi căutam rochițe. Ce frumos! Dar mă obligam eu pe mine să-mi caut, să mă duc în aplicația respectivă, pentru că îmi fugea mintea de la probleme. Știu că la... de dragul Oanei ai făcut și o prezentare, da, de modă în mai fică. Multe locuri. Mamică fică, în care mama era îmbrăcată la fel, la cu fel fica ca. Și a adus o grămadă de vedete cu copiii, da, lor. Da, păi mi-am dorit să fie ceva real. Nu. Aceste lângă tine lipsa cineva. Timpul a trecut, s-a scurs, mai avem doar câteva minute, dar le mai avem. Dacă ar fi să-i spui, pentru că rămâne înregistrată această emisiune și poate, cine știe, peste câțiva ani, fiica ta va avea posibilitatea să vadă. Trei cuvinte, o frază, dacă ar fi să-i spui ei ceva, ce îi spune? Că o iubesc enorm. Și... Nu pot să spun mai mult, pentru că, nu știu, pentru mine fraza asta, te iubesc, este... A tot cuprinzătoare. Da, da, și nu spun
Știu, o spui din suflet. Da. Iar ea va ști în momentul în care noi ne vom revedea sau chiar dacă nu ne vom revedea, ea oricum mă simte, sunt convinsă că mă simte. Știe ce mama are, sunt oricât de departe și oricât timp ar trece. Tocmai de asta te invit, mămico, să ajungi foarte departe cu creațiile tale, să ajungi la festivale internaționale, festivale internaționale. Doamne ajută! Bine, eu cred că să ne invit și pe noi și spectatorii de la 6 TV la prezentările tale de modă. Sigur că da, cu mare drag. Să admirăm creațiile tale și, bineînțeles, când vrem ceva o să intrăm pe pagina ta de Facebook, să admirăm acolo, să ne cumpărăm lucruri frumoase. Știu că, adică recunosc, Roxana creează și pentru mine, atunci când mă duc în atelierul ei, sunt o răsfățată și nu mai are acolo o grămadă, pentru noi femeile este un Luna Park, pentru că are și o grămadă de brățări. Da, îmi place să lucrez, să pun pietricele, să eu mă uit, n-am răbdare pentru lucrurile astea. Da, bine, uite, și asta m-a ajutat foarte mult să trec, pentru că eu făceam brățările mele și nu știu, exact cum ai spus tu, știi, din durere... E o creație. Exact. Pentru că și atunci când naștem, tot dintr-o durere este creația, copilul, este. La fel și când creăm lucruri cu mâinile sau când suntem pe îndurerați. Pe mine una m-a ajutat foarte mult și, bine, cred că orice om are o pasiune a lui și atunci sfătuiesc oamenii care trec prin perioade grele. Asta am vrut să spun. Spune-ne o frază care să ne inspire, să ne ajute să trecem mai departe peste momentele astea. Ce ne-ai inspirat tu sau ce ne-ai sfătuit să facem atunci când este foarte greu, când nu mai știm pe unde să o apucăm, de probleme, de durere, de suferință? Știu că poate e foarte greu să... Nu știu, știu că prin ce am trecut eu și atunci realizez că este destul de greu să realizez că trebuie să fii fericit, iar fericirea nu constă în, nu știu, în lucruri mari. Eu fericirea mea iau din lucruri mărunte, din oamenii de lângă mine, care știu că sunt înconjurată de oameni care mă iubesc cu adevărat. Am părinții mei, sunt... Trebuie să fii fericit cu ce ai. În ziua de astăzi oamenii nu se mai bucură de ce au și vor mereu mai mult și ce are vecinul și ce are prietena și așa mai departe și uită de ei. Deci fraza pe care Roxana vrea să ne spună, să ne bucurăm de noi înșine, exact, și de lucruri mici și din lucrurile acelea mici să facem rai viața noastră, indiferent ce conține în ea. Eu zic așa, că atâta timp cât respirăm, cât existăm, cât avem această amprentă care ne spune că suntem unici, avem tot ceea ce avem nevoie ca să putem merge mai departe. Și dacă în acest moment, pentru că aveți o suferință, nu reușiți chiar să ajungeți direct la fericire, v-aș da un cuvânt numit acceptare. Lucrați cu acest cuvânt acceptare și haideți să ne vedem joia viitoare la aceeași oră în direct cu invitatul de săptămâna viitoare. Vă doresc o seară magică, o primăvară așa cum vă doriți. Mulțumesc frumos, Roxana, mulțumesc pentru invitație, pentru că ai venit. O seară absolut magică!